Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu și Hristos a înviat. Deschidem ediția cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Ghinion în trafic pentru un biciclist. Credincioșii ortodoxi au intrat în săptămâna luminată. Trei mame au născut de Paște la maternitatea Giurgiu. Solicitări în creștere pentru serviciul de ambulanță. Astra a adus trofeul de campioană la Giurgiu. Un biciclist de 60 de ani din Giurgiu a ajuns azi la spital în urma unui accident de circulație. O șoferiță neatentă nu a acordat prioritate și l-a lovit pe bărbat, fără a-i provoca însă răni grave. Azi, puțin după ora prânzului, polițiștii de la circulație au fost solicitați să intervină în urma unui eveniment rutier din municipiu. La intersecția străzii Nicolae Iorga cu bulevardul 1907, o femeie de 37 de ani din Giurgiu, care se afla la volanul unui autoturism marca Opel Zafira, nu a acordat prioritate de trecere unui biciclist de 60 de ani pe care l-a lovit în plin. În urma impactului, biciclistul a fost transportat la Spitalul de Urgență Giurgiu pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Din fericire, starea acestuia nu este gravă, rănile suferite în urma accidentului fiind ușoare. Ambii participanți la trafic au fost testați cu alcool testul, care a indicat 0 pentru șoferiță și 0,25 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru biciclist. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare mare corporală din culpă. Dacă săptămâna dinaintea Paștelui este cea a patimilor sau săptămâna mare, săptămâna care urmează după învierea Domnului Iisus Hristos este cunoscută în popor ca săptămâna luminată. În popor există credința că, odată cu învierea Domnului Iisus Hristos, se deschid porțile raului pentru sufletele păcătoșilor reținuți în iad, de la Adam și până la cea de-a doua venire a Mântuitorului. În aceste zile, credincioșii se află în săptămâna luminată, zile în care slujbele în biserici se țin cu ușile larg deschise, iar toate cântările și citirile din această perioadă fac referire directă la învierea din morțea Mântuitorului. În săptămâna luminată, zilele de miercuri și vineri sunt zile cu harți, este dezlegare la pește, iar până la Rusalii nu se fac metanii, ci doar închinăciuni. Marțea din săptămâna luminată poartă numele de Marțea Albă și este impusă drept zi nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat. Femeile din multe zone rurale dau de pomană în această zi pască rămasă de la Paște și vin roșu. Miercurea din săptămâna luminată poartă numele de Sfânta Mercurie. Bărbații se duc să muncească la câmp, însă femeile nu au voie să muncească, deoarece, potrivit tradiției, a munci de nunta șoarecilor echivalează cu a aduce rozătoarele în casă și a te lipsi restul anului de bucate pe masă. Joia din săptămâna luminată poartă numele de Joia Verde, o zi în care se cinstesc holdele, grădinile și grânele. Cine muncește în această zi, aduce asupra casei nenorocul, seceta și dăunătorii livezi. Joia Rea, cum mai este denumită această zi, cere un ritual al morților. 44 de găleți cu apă sunt cărate de o persoană, două lumânări se aprind la toate cele patru capete, iar apa, astfel sfințită, se varsă apoi în fântâna din curte. Vinerea din săptămâna luminată poartă numele de Vinerea Scumpă sau Fântânița. Biserica sfințește din nou fântânile după slujba de seară. Este sărbătoarea izvorului tămăduirii. Vinerea Scumpă este în contrast direct cu Vinerea Neagră sau Vinerea Mare de dinaintea Paștelui. Legendele spun că Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar în Vinerea Scumpă, căci acea apă era dătătoare de viață. În tot acest timp, creștinii ar trebui să se salute cu urarea Hristos a înviat și de la înălțare, Hristos a înălțat, urmată de răspunsul adevărat a înviat și adevărat s-a înălțat. Din sâmbăta mare și până în noaptea de luni spre marți, în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, au venit pe lume trei copii care au făcut fericite în aceste zile de Paște tot atâtea familii. Două dintre mămici se află la prima naștere și în ambele cazuri s-a recurs la cezariană, în timp ce o a treia a născut normal și este mamă pentru a doua oară. Doi băieți și o fetiță au venit pe lume la maternitatea giurgiuveană a Spitalului Județean de Urgență de sâmbăta trecută și până spre zorii zilei de astăzi. Atât cei născuți în aceste zile de sărbătoare pascală, cât și cele care le-au dat viață, au o bună stare de sănătate, nașterile decurgând fără probleme deosebite, chiar dacă la două dintre cazuri s-a impus operația de cezariană. Chiar în ziua de Sfinte Paști, nu am avut nicio naștere, în schimb cu o zi înainte am avut două nașteri, amândouă prin operație cezariană, nu au pus probleme deosebite, copiii au fost peste 3 kg,
lucrurile au decurs normal. Sunteți una din fericitele mămici care au născut în aceste zile de sărbătoare pascală. Cum vă simțiți? Mă simt foarte bine, m-am refăcut repede, a fost bine. Ce ne puteți spune despre bucuria de a fi mămică într-o astfel de perioadă a anului? Nu cred că am cuvinte să descriu această bucurie, e o bucurie imensă. Este primul copil? Primul copil, da. Și ce anume? E fetiță. Către ora 2 a dimineții acestei zile de marți s-a născut pe cale naturală al doilea copil al unei familii din Daia. După noaptea de înviere, deci a doua zi nu am avut nicio naștere. Ulterior, în noaptea de 2 spre 3, a mai apărut un băiețel al unei doamne din într-un sat apropiat, al doilea copil, de data asta a fost pe cale naturală, copilul a fost normoponderal, nu a pus nicio problemă. Pentru femeia din Daia, al doilea copil adus pe lume a constituit de asemenea o mare bucurie pentru mămică și familia acesteia. Ce ați simțit că sunteți în perioada aceasta de sărbători, mămică, din nou? Nu știu, o bucurie foarte mare. Un cadou de la iepurașul. Celălalt, ce vârstă are? 6 anișori. Un alt băiețel este al celei mai tinere dintre mămicile care au născut până în dimineața de astăzi. Ea are doar 14 ani și din această cauză i s-a spus de către personalul secției de neonatologie a spitalului copilul cu copii. Peste 250 de persoane au apelat în zilele de Paște la ajutorul medicilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în prima zi a lunii mai, când aproape 100 de persoane au apelat numărul de urgență 112. Anul acesta s-a înregistrat o creștere a numărului solicitărilor privind agresiunile fizice. Medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu au muncit la foc continuu în cele 3 zile de Paște. În perioada 30 aprilie-2 mai, peste 250 de persoane au apelat la serviciile de prim ajutor. Motivele principale au fost durerile abdominale și cele cardiace. O creștere în ceea ce privește numărul de solicitări a fost înregistrată în cazul giurgiuvenilor agresați fizic. 16 astfel de persoane au primit ajutor din partea cadrelor medicale. În cele 2 zile de Paște, de fapt 3, am considerat noi, Serviciul Județean de Ambulanță a intervenit la un număr de 263 de solicitări, cele mai multe fiind în data de 1, cu 97 de solicitări. Spuneți-mi care au fost problemele semnalate. Problemele semnalate au fost, ca de obicei, bolnavii cu durere abdominale, pacienții psihici care au devenit agitați, au fost și multe agresiuni fizice în data de 1, atât în Giurgiu cât și în substații, în tot teritoriul județului. Am avut tentative de suicid? Tentative de suicid nu. În intervalul menționat, medicii de la ambulanță au intervenit și în cazul a 7 persoane care, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, au decedat. De asemenea, servicii de prim ajutor au fost asigurate și victimelor rezultate în urma a 4 evenimente rutiere. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, numărul solicitărilor este mai mult decât dublu față de cel înregistrat anul trecut de Paște. Iepurașul șoferilor anul acesta a purtat caschetă și epoleți. Asta reiese din numărul celor care au încălcat prevederile legale și s-au ales cu sancțiuni din partea oamenilor legii. În minivacanța de Paști, polițiștii au aplicat peste 350 de sancțiuni, a căror valoare depășește 80.000 de lei și au confiscat bunuri de aproape 70.000 de lei. Anul acesta de Paște, iepurașul a fost darnic în ceea ce privește împărțirea de sancțiuni contravenționale. Chiar dacă numărul sancțiunilor aplicate în serviciul rutier a fost mai mic în această perioadă, o creștere a fost înregistrată în cazul celor de la ordine publică. Mai exact, în perioada sărbătorilor pascale, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni persoanelor care au încălcat prevederile respectării ordinii și liniștii publice, precum și alte abateri. Totodată au fost sesizate infracțiuni în urma cărora au fost deschise aproape 40 de dosare penale. De muncă au avut și colegii lor de la serviciul rutier. Polițiștii rutieri au acționat pe principalele drumuri naționale și județene, atât în localitățile urbane cât și rurale. Au aplicat 235 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 66.000 de lei,
fiind întocmite 15 dosare penale, 5 ca urmare a 5 accidente rutiere produse pe drumurile naționale și județene și 10 ca urmare a infracțiunilor rutiere constatate. Totalul sancțiunilor aplicate de polițiști în mini-vacanța de Paște este de 351 cu o valoare de 81.800 de lei. De asemenea, oamenii legii au confiscat bunuri în valoare de aproape 70.000 de lei. Polițiștii giurgiuveni au acționat pe perioada mini-vacanței de Paște pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe raza localităților urbane și rurale. La aceste acțiuni au participat în medie peste 100 de polițiști zilnic. Instanțele din Giurgiu nu au primit contestații cu privire la candidaturile depuse pentru primăria municipiului, pentru Consiliul Local Municipal sau pentru Consiliul Județean. Astăzi a fost ultima zi pentru depunerea unor astfel de contestații. Dacă în unele localități din județ au fost înregistrate contestații cu privire la candidaturile depuse pentru alegerile locale, la nivelul municipiului nu au fost depuse contestații. Asta atât în ceea ce privește candidaturile pentru primăria municipiului, cât și pentru Consiliul Local Municipal sau pentru Consiliul Județean. Până la acest moment nu ne-a comunicat nimeni că ar fi fost depusă vreo contestație. La noi trebuie, după lege, la Tribunalul Giurgiu. Dar despre noi, despre Biroul Electoral Județean, până în acest moment, nu a venit nicio informație că au fost depuse contestații. La nivelul circunscripției numărul 1, la noi pe municipiu, nu am primit nicio informație de acest gen, că ar fi fost ceva contestații. Oricum, mâine ar cam rămâne definitive candidaturile, astfel încât dacă până mâine nu primim nimic, din punctul nostru de vedere, o să rămână definitive candidaturile așa cum le-am acceptat noi ca și înregistrare în prima fază. Pentru funcția de primar al municipiului au fost depuse în total 10 candidaturi, din care 2 candidaturi sunt depuse ca și candidat independent. Pentru Consiliul Local au fost depuse 9 liste de candidați, iar pentru Consiliul Județean 8 liste. Din 1993, Organizația Națiunilor Unite a proclamat Ziua Mondială a Libertății Presei pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare. Ziua de 3 mai reprezintă și un prilej de celebrare a principiilor fundamentale ale libertății presei și de reflecție asupra eticii profesionale a lucrătorilor din media. Ca urmare a unei decizii a Organizației Națiunilor Unite, din 1993, Ziua Mondială a Libertății Presei este marcată în fiecare an la 3 mai. Această zi celebrează principiile fundamentale ale libertății presei și reprezintă o zi de reflecție în rândul profesioniștilor mass media cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale. O parte a jurnaliștilor români, cei care alcătuiesc conducerea Clubului Român de Presă, este de părere că în 2014, de pildă, libertatea de opinie și echilibrul în activitatea media au fost mai mult ca altădată influențate de constrângerile economice și condiționările politice. Dar presiunile de ordin politic și economic nu sunt obligatoriu singurele repere ale analizei activității mass media sau de judecarea libertății presei. Specialiștii care pregătesc jurnaliștii din țară, precum cei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, au și alte sugestii de analiză a libertății presei. Aș propune celor care se uită la noi acum, un indicator mult mai la îndemână de a vedea dacă presa este liberă sau nu, să vedem cât de aproape este viața reală pe care o trăim, de cea proiectată în oglinda spațiului public de către presă. Să vedem dacă atmosfera belicoasă din spațiul public o regăsim în viața de toate zilele și să ne întrebăm un lucru profund și important. Pentru că dacă o să cultivăm o atitudine de confruntare continuă în spațiu public, ea se va regăsi mai apoi în viața noastră de toate zilele. Ziua Mondială a Presei a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO în 1991. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport, Meteo și o ediție specială.
Ceea ce puțin credeau că este posibil să se întâmple la Giurgiu, chiar s-a întâmplat. Echipa locală de fotbal a adus trofeul de campion a României acasă, ducând numele orașului de pe malul Dunării în casele a milioane de români. Pregătind meciul cu Dinamo de pe 2 mai, echipa lui Șumudică se afla în cantonament la Giurgiu când miracolul s-a produs. Marea rivală Steaua a făcut doar un egal cu Pandurii și Astra s-a trezit deja campioană. Jucătorii lui Șumudică n-au mai avut stare și au ieșit în fața hotelului unde erau cazați, bucurându-se de victorie alături de fani. Ne simțim extraordinar de bine, am venit aici alături de băieți să-i încurajăm. Ați văzut ce s-a întâmplat aici, e o fericire imensă la Giurgiu, așteptăm mâine meciul să ne bucurăm mai mult. Ce spune șeful galeriei? Care șeful interzis? Ce să zic, suntem mici, suntem puțini, am venit să-i susținem pe băieți, suntem bucuroși că suntem chiar în ziua de Paști campioni și sperăm ca pe viitor să avem o echipă și mai mare în campionatul viitor. Încă un fan înfocat, ce părere ai tu, cum te simți? În 24 de ani în care am, este cel mai fericit Paște pe care l-am petrecut și mă bucur că am petrecut împreună cu jucătorii. Ne-am bucurat și mâine să facem o victorie, să câștigăm în fața lui Dinamo ca să fie cu totul, să dovedim că nu a ținut nicio altă echipă cu noi și că am câștigat datorită puterii care o are Șumudică, care o au jucătorii și ne bucurăm că suntem campioni. Sărbătoarea fotbaliștilor giurgiuveni a durat oficial până la 2 noaptea și neoficial până la 6 dimineața. Au urmat câteva ore de odihnă și pregătirea pentru partida cu Dinamo de pe Marina Anastasovici, când, indiferent de scor, fotbaliștii astrei urmau să primească trofeul de campioni ai României. Astra Dinamo în etapa nouă a play-off-ului Ligii 1 a umplut stadionul Marina Anastasovici, unde peste 7.000 de spectatori au venit să vadă nu atât o partidă fotbalistică, care nu mai putea schimba nimic, cât mai mult pe noua campioană a României, nimeni alta decât Astra Giurgiu. Una peste alta, spectacolul fotbalistic nu a lipsit, cum nu au lipsit nici emoțiile, mai ales că Dinamo a luat conducerea încă din minutul 16, spre stupefacția suporterilor giurgiuveni. Nioere, nioere pentru Palici, Palici, gol! Astra a replicat din poziția de campioană prin Junior Moraes, care a reușit primul său gol al sezonului, gol pe care l-a dedicat fostului său coechipier Constantin Budescu. Dinamoviști au revenit și la pauză s-a terminat 2-1, dar în repriza a doua giurgiuveni au dat un adevărat recital fotbalistic. După o pasă foarte bună a lui Lovin, Alibeca a înscris pentru a 16-a oară în acest sezon. Atacantul Astrei și-a arătat în continuare clasa de mare fotbalist și l-a servit de două ori pe Alexandru Ioniță, iar acesta a adus scorul la 4-2 mai puțin de 10 minute, după mutarea extrem de inspirată a antrenorului Marius Șumudică. Ioniță, o pasă lui Galibec, Ioniță, 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 gol! Doar cu locul 4, Alex Ioniță! 4-2, Alex Ioniță face dubla în doar 10 minute de la intrarea pe teren. Așadar, luni 2 mai, o zi istorică pentru giurgiuveni, Astra spulberă pe Dinamo și dă startul petrecerii pe teren și în centrul orașului, după ce legenda fotbalului giurgiuvean Narcis Coman înmânează cupa campionilor capitanului echipei noastre. Thank you.
Mai multe amănunte despre premierea echipei Astra și despre sărbătoarea din centrul orașului puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Și miercuri vremea va fi instabilă, în sud și est și la munte va ploua pe arii extinse, iar în Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei și în Carpații meridionali, dar și în cei orientali, se vor depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat și izolat 40 de litri pe metrul pătrat. La peste 1700 de metri tot Lapoviță și ninsori. Vântul nu slăbește în intensitate peste 55-65 de km pe oră, la munte chiar 70 de km la oră. În centru, sud și sud-est va fi mai frig decât ar fi normal, astfel că maximele la nivelul întregii țări vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. În Giurgiu tot frig vom avea, ploi și vânt de la cel mult 7-8 grade, în zor la amiază nu sperăm la mai mult de 14 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 13 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimbații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 14 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 90%. Apele Dunării sunt în scădere cu 25-35 cm, cota probabilă fiind 174 cm. Domnilor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, puteți urmări în continuare emisiunea Între Da și Nu. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, toate cele bune!